Bună! Bine ați revenit pe canalul Croitoria fără formule. Eu sunt Lorelai Țârlea, gazda voastră dintotdeauna și astăzi haideți să vorbim despre ce înseamnă o haină de calitate. Eu una mă uit la trei aspecte. Materialul, finisajele și modul de întreținere. Primul aspect, materialul. Un material din fibre naturale, clar, va avea o calitate mult mai bună decât unul sintetic. Mă refer atât la purtare, cât și la rezistența lui în timp. Dar, să nu uităm, este și sustenabil, în principiu, pentru că fiind biodegradabil, nu poluăm planeta. Minusurile, dacă putem spune, sunt faptul că el costă mai mult, prețul mai mare, deci, trebuie întreținut într-un anumit fel, în funcție de fibra din care este realizat materialul respectiv. Și, în timp, poate să-și mai piardă din culoare. Nuanța se modifică. La materialele sintetice, pe de altă parte, nuanța nu se modifică niciodată. Ele sunt foarte ușor de spălat, dar le spălăm și foarte des pentru că transpirăm foarte ușor în ele. Deci nu sunt confortabile la purtare, însă, hei, sunt mai ieftine. Dar eu una consider că atunci când caut ceva de calitate, eu una merg pe ideea unei fibre de origine naturală. Mătase, in, cânepă, bumbac sau o combinație a acestora. Finisajele. Aici este o întreagă dezbatere și o întreagă poveste, așa că am să încerc să dau detalii specifice. Primul lucru, mă uit la cusături. Să fie drepte, simetrice și să nu atârnă nicio ață pe nicăieri. Al doilea aspect este tivul, terminația de la mâneci, marginea jachetelor, a fustelor, a pantalonilor. Sunt mai multe moduri de a realiza un tiv, însă nu toate sunt de calitate. Cel mai prost și mai rapid este tivul lipit. Se lipește cu o bandă termoadezivă, însă se dezlipește la fel de repede și e clar că acel produs a fost făcut pe repede înainte, deci nu este de o calitate bună. Există, desigur, tivul fixat printr-o cusătură dreaptă, tighelit, cum spunem noi. Acela, da, este ok pentru articolele sport, este rezistent, însă, hei, se vede destul de urât. Tivul cel mai fițos este tivul invizibil. El poate fi realizat cu puțină pricepere, atât cusând de mână, cât și cusut la mașină, și este de departe un finisaj de lux. Deci, dacă vreți calitate, uitați-vă și la tiv, în primul rând. Un alt aspect, căptușala. O fustă, o rochie sau o jachetă, dacă sunt de calitate, au căptușală. Și aici mă uit în primul rând la materialul din care este acea căptușală, pentru că degeaba mi-au eu o rochie din stofă de lână dacă am căptușală sintetică pe dinăuntru. Am pierdut toate avantajele purtării fibrei naturale. Deci căptușala să fie dintr-un material de calitate, eventual fibre naturale. Și mă mai uit la ceva. Cât anume acoperă căptușala? Pentru că nimic nu e mai disgrațios decât o fustă lungă sau o rochie lungă din voal cu o căptușală mini pe dedesubt, care se și prevede prin transparența materialului. După părerea mea, asta nu este un finisaj de calitate, nu este ceva de lux. Și bineînțeles, căptușala bine croită și bine inserată în produs nu trage și nu atârnă pe nicăieri. Asta, desigur, observăm foarte ușor la o primă vedere a produsului. La ce mă mai uit? La dubluri. Dublurile care apar la marginea decolteului, la rochii, la bluze. În mod normal, un produs de calitate nu este tighelit cu o cusătură, ci este dublat cu un ansamblu realizat din același material, ca să aibă o structură, să stea frumos și să permită eventual mai departe inserarea unei căptușeli. La ce mă mai uit? La sistemul de închidere. Dacă am nasturi, mă uit să fie foarte bine prinși, să nu atârne nicio ață pe nicăieri, oricât de mică, și, desigur, să am atașat pe interiorul produsului un nastru de rezervă, cel puțin. Închiderile gen velcro, capse,
sunt o variantă mai rapidă și mai ieftină și scad calitatea obiectului vestimentar, după părerea mea. Mă mai uit la cordon în momentul în care produsul are și cordon. Dacă țin cordonul de cataramă, să atârne drept, să nu se răsucească, pentru că atunci este prost făcut. Și, desigur, dacă în produsul respectiv talia este pe elastic, un elastic bine pus și la un produs de calitate, elasticul este într-un canal realizat din material. La cele mai ieftine întotdeauna este cusut direct pe. Și vă spun de ce. Este mult mai simplu să coasem elasticul pe deasupra, dar în una că nu arată prea grozav și doi, în momentul în care acel elastic se lărgește, e foarte greu de schimbat. Însă, dacă vreau să inserez elasticul într-un canal, da, e un consum suplimentar de timp, material și manoperă, pricepere, nu? Ei bine, am ajuns la ultimul punct, partea de întreținere a obiectelor de îmbrăcăminte. În momentul în care eu văd doar curățare chimică, deja eu personal am un semn de întrebare. De ce? Pentru că curățatul chimic, una că poluează, ne mănâncă mult timp, costă foarte mult și rezultatele câteodată sunt dezastruoase. Nu o singură dată s-a întâmplat ca rochia sau jacheta sau ce s-a dat la curățat să vină înapoi încă murdară sau stricată, deteriorată, arsă, ciupită și așa mai departe, sau cu pietricele, cu paiete, cu aplicații lipsă. Deci, curățarea chimică, după părerea mea, este un nu hotărât. Pentru că voi purta acel produs cât mai rar ca să mi-l protejez, să nu-l murdăresc. Și asta face ca el să nu fie sustenabil și să nu fie, să nu merite, să nu renteze. Iar un produs de calitate, după părerea mea, este acel produs care arată bine, este foarte confortabil și pe care pot să-l port foarte, foarte des. Dragii mei, asta a fost povestea de astăzi. Nu uitați, hainele ieftine nu au valoare, dar costă enorm. Vă aștept cu drag și data viitoare pentru multe alte povești despre haine. Eu sunt Lorelai Țârlea. Like, share și subscribe. La revedere!